Apartamentul este locuit cu chirie de un bărbat în vârstă de 60 de ani, despre care vecinii spun că îi terorizează de luni de zile cu scandaluri și amenințări că le va da foc. De ceva vreme, pentru că nu mai plătise factura, bărbatul fusese debranșat de la energia electrică, astfel că făcea lumina în casă cu lumânări. De altfel, din primele cercetări se pare că aceasta a fost și cauza incendiului. Cert este că după izbucnirea incendiului, focul s-a propagat în întreg apartamentul, acesta fiind distrus în întregime de flăcări. Odată ajunși la fața locului, pompierii s-au văzut nevoiți să evacueze aproape 40 de persoane din bloc din cauza fumului gros care se răspândise în clădire. Vă evacuează? Vă scot afară din bloc? De ce plecați? Așa am fi cu pieri, să lăsă toată lumea afară, să poată să-și facă treaba. Pe cuvânt de situație? Nu știu. Ei știu cel mai bine despre ce este bloc. 7 persoane care s-au intoxicat cu fum au avut nevoie de asistență medicală, printre ele aflându-se o fetiță de 8 luni, un băiețel de 1 an și 3 luni și o gravidă în 7 săptămâni. Aveți un dădăluș aici? Asta de unde l-a scos, frate? Hai. Încă 2? Da. Hai. 2 bebeluși. Așa. Ia. Băiatul. Sunt acolo. Sunt aici Mihai. Mai e grață? La mașina smurdului. Florine, da. Du-te tu și dă-i o tabletă de captopril la bătrâna cu tensiune. Tream băieții de acolo. Da? Nenea s-a trezit? S-a trezit. Suflă și el din aer de acolo. Imediat vine mașina și o să-l transferăm. Cel mai grav a fost intoxicat un bărbat de 40 de ani care a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Cum vă simțiți? Gianni, cum ești, mă? Sunteți bine? Da. A luat foc? Locatarii din bloc sunt furioși că administratorul blocului nu a luat măsuri să-l dea afară pe chiriașul violent, mai ales în contextul în care acesta, de mai bine de jumătate de an, le făcea viața un coșmar. De jumătate de an, domnul administrator ne-a mutat cu chirie un dezaxat psihic care în fiecare seară ne dă foc, mă amenți cuțitul. Rog, de jumătate de an, domnule, dați-l afară, e pericol public, nu vrea să mă înțeleagă. A lăsat, cred că ceva aprins, că n-are curent, cred că a avut lumânare, ceva aprins, s-a consumat și a luat foc. Și instalațiile de apă și tot. A dat foc. A dat foc în bloc. Păi da, dacă a dat foc, sigur că știam în stare de așa ceva. Sigur că da. E prima oară? Acum, ce a făcut acum, e prima oară, da. Dar eu auzeam bușituri pe hol, dar când ies afară, mi s-a încărcat camera de fum. În ceea ce privește explicația administratorului cu privire la decizia de a-l păstra ca și chiriaș pe bărbatul violent... Prietene, te rog frumos, nu e momentul acum pentru declarații de genul ăsta. După câteva zeci de minute, incendiul a fost lichidat, iar locatarii s-au putut întoarce în siguranță în apartamentele lor. Am intervenit cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță smurd și 4 ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță. În acest moment, polițiștii brăileni îl caută pe bărbatul din al cărui apartament a izbucnit incendiul. Asta pentru că odată ce s-a văzut scăpat teafăr și nevătămat din locuința în flăcări, s-a făcut nevăzut până la sosirea forțelor de ordine. În cauză s-a deschis dosar penal.